Salut și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vom face top 3 rețele de CPA care nu necesită un interviu, pentru că eu am tot recomandat Max Bounty, dar nu toți ați reușit să vă alăturați acelei rețele de CPA, așa că vă voi prezenta 3 alternative foarte, foarte bune. Unele dintre ele chiar au oferte mai bune decât cele de la Max Bounty, dar sunt un pic mai diferite. Max Bounty are foarte multe oferte din diverse domenii. Acestea sunt un pic mai nișate, dar puteți începe și cu acestea și să faceți o grămadă de bani. Pe locul 3 avem o rețea care se numește MyLead. Personal nu am folosit-o prea mult, dar am auzit numai păreri de bine de la persoanele din grupul meu de CPA care folosesc această rețea. Primul avantaj ar fi că o puteți folosi instant, adică nu necesită interviu deloc, doar vă creați un cont și puteți să începeți să promovați ofertele. Au foarte multe oferte din diverse domenii. Dacă intrăm aici, vedem că avem și oferte CPL, CPS, CPA, Paper Install și Code, adică sunt o grămadă din diverse domenii. Din câte vedeți, avem aici Dating, Health and Beauty, House and Garden, Fashion și așa mai departe. Avem și The Business, Loans, Credit, Insurances și așa mai departe. Avem chiar și Sweepstakes, deci au o diversitate destul de mare. Mama, au și e-books, au tot felul de chestii și puteți să sortați aici ofertele după grămadă de lucruri, după țară, după categorie și așa mai departe. Payout-urile sunt destul de bune, nu sunt excelente, dar dacă ne uităm aici avem la aceasta VOD Plus între $1.58 și $3.17 și dacă dăm mai jos, hai să vedem la Sweepstakes cât plătesc, de exemplu la asta cu Red Bull $21, dar probabil e per vânzare. Dacă ne uităm la cele care sunt cost per lead, găsim aici 50 de cenți și cu siguranță au și $1 și ceva de la tot felul de firme. Deci ok, e decent, plătesc decent, nu plătesc la fel de bine ca Max Bounty, dar este o rețea bună cu care poți să începi. Dacă ești începător, e ok. Dar faptul că e ușor de intrat pe această rețea vine și cu câteva dezavantaje, cum ar fi competiția prea mare, adică oricine își poate crea cont pe MyLead și poate să înceapă să promoveze ofertele lor. Asta înseamnă că sunt o mulțime de persoane care vor promova aceleași oferte, deci s-ar putea să faci mai puține conversii, pentru că funcționează în felul următor. Dacă altcineva a obținut un lead de la o persoană, să zicem că a obținut un lead de la Gigel pe oferta asta cu iPhone 13, dacă și tu îi promovezi lui Gigel aceeași ofertă și el își va introduce datele, tu nu vei primi acel comision pentru că Gigel deja și-a introdus datele pentru persoana dinaintea ta. Și asta înseamnă că s-ar putea să ai multe click-uri, dar puține conversii. Deci competiția va fi destul de mare pe o rețea fără interviu. Alt dezavantaj fiind o rețea mai comercială, să zic așa, cu o grămadă de persoane, calitatea ofertelor nu este aceeași. Vei găsi, spre deosebire de Max Bounty și alte rețele, chiar și din acest video, vei găsi oferte mai slab calitativ, dar din nou, ținând cont că ești la început și vrei doar să faci puțină experiență și ceva bani, e ok. Trebuie să cauți mai mult pentru o ofertă de calitate, dar vei găsi și oferte bunicele. Și alt dezavantaj la această rețea este că vei găsi o diversitate destul de scăzută de geos, adică țări mai puține în care poți promova. Pe această rețea vei găsi în mare parte pe US, UK și lucruri de genul. Nu prea vei găsi pe România, pe Franța, Germania și așa mai departe. Sunt, dar sunt oferite slabe pe acele țări. Cele mai bune oferite de aici sunt pe USA. Pe locul 2 avem o rețea foarte bună, se numește Alpha Leads și este specializată pe casino. Foarte mulți mi-ați cerut o alternativă la Netto Partners referitor la rețelele de CPA pe casino. Alpha Leads e o rețea foarte bună și are payout-uri uriașe. Dacă ne uităm aici, Lucky Dreams CPA, primim până la 200 de euro per lead și ca să primim cei 200 de euro, persoana trebuie să facă un depozit minim de 20 de euro. Ceea ce nu e rău deloc. Dacă o persoană depune 20 de euro, tu primești 200 de euro. That's a fair deal. Și găsim multe alte oferte, la fel, 160 de euro pentru UK, 175 de euro pentru Australia. Să știți că ofertele de casino pentru UK sunt foarte rare, deci au un mare avantaj, aici. Găsim și pentru Austria, găsim și pentru Kazakhstan, aparent, și pentru Turcia, pentru o grămadă de țări, pentru India. Ok, nu știam că oamenii din India bagă la casino. Pe lângă payout-urile uriașe, aveți un mare avantaj că au un sistem de suport dedicat, așa că dacă aveți nevoie de ajutor, puteți să vă întrebați managerul și veți primi un răspuns imediat și vă poate lămuri nu doar cu probleme pe care le aveți cu rețeaua, dar nu cred că veți avea probleme, ci și cu
tutoriale și alte lucruri despre traficul pe care îl aveți, despre landing page-ul pe care îl aveți și așa mai departe. Adică vă pot da un sfat în ceea ce faceți ca să reușiți să faceți mai multe conversii. Pe lângă asta, o chestie foarte mișto e că au plata în cripto și ăsta e un avantaj, nu voi intra în detalii în acest videoclip. Și competiția este mică. Veți afla imediat de ce competiția este destul de mică pe această rețea. V-am zis, cu cât este mai ușor să intri pe o rețea, cu atât competiția este mai mare. Dacă este ceva mai greu și rețeaua este un pic mai low-key, competiția este mult mai mică și poți promova aceste oferte liniștit și știi că nu se bagă nimeni peste tine. Alta chestie mișto e că au smart links. Ce înseamnă un smart link? Este un link universal. Adică tu promovezi acest link și ei automat îți pun niște oferte din toate țările, efectiv. La oferte normale, dacă intri aici, vei vedea că ai doar pe Germania sau pe două țări, Indonezia, Bangladesh și așa mai departe. Dar cu un smart link ai oferte pe toate țările, efectiv. Și sunt tot felul, ai și de dating, ai și de business, ai și de microfinance, casino și așa mai departe. Și ai un singur link pentru toate țările cu diverse oferte. Asta e mișto dacă ai foarte mult trafic care nu este targetat. Adică dacă nu știi ce interese au persoanele respective, poți să folosești un smart link și e perfect pentru tipul ăla de trafic. Un dezavantaj la această rețea este că intri puțin mai greu. Nu trebuie să dai un interviu telefonic, dar trebuie să intri pe Telegram cu un manager și îți va pune câteva întrebări și poate îți va cere și o dovadă de plată de la altă rețea. Adică nu e genul de rețea de CPA cu care vei începe, adică dacă ai deja plăți, de exemplu, de la MyLead pe care se intre foarte ușor, ai șanse mult mai mari să intri și pe Alpha Leads. Asta e un mic dezavantaj, adică nu intre chiar toată lumea, dar nu trebuie să dai interviu. Și alt dezavantaj, au o mare parte oferte de gambling și de casino, adică nu au o diversitate a ofertelor și nici o diversitate foarte mare a țărilor. Dar asta se întâmplă la toate rețelele de casino, adică nu vei găsi o rețea de casino cu oferte în toate țările. Și nu e neapărat un dezavantaj că vei găsi doar oferte de gambling, pentru că asta înseamnă că sunt mai calitative. Cu cât sunt mai puține oferte, cu atât e șansa mai mare să găsești oferte calitative. Cantitate mai mică, calitate mai mare. Pe locul 1 avem Dr. Cash, am mai făcut un video despre ei, am și colaborat cu ei. Dr. Cash este o rețea de CPA de Nutra. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vei găsi mai mult oferte de CPA cu produse de sănătate, tot felul de pilule sau chestii de fitness. Și nu doar, au o grămadă de oferte. Dacă intrăm aici la oferte, vei vedea la categorie că avem weight loss, avem hipertensiune, avem... Nu, asta nu vreau să le pronunț pentru că s-ar putea să mă demonetizeze YouTube-ul, de creșterea părului și așa mai departe. Au tot felul de oferte cod. Au tot felul de oferte Nutra. Așa se numesc chestiile astea. Rețeaua asta are o diversitate extrem de mare. Au peste 2000 de oferte în peste 50 de nișe. Dacă intrăm aici la categorii, au foarte multe categorii și mult mai multe nișe. Adică fiecare categorie se împarte în mai multe nișe. Pe lângă asta, au oferte în cam tot globul. Adică au peste 240 de geos, 240 de țări în care poți promova aceste oferte. Sunt extrem de multe, efectiv e imposibil să găsești o țară fără oferte. Bine, dacă vrei să promovezi în Antarctica sau, nu știu, în ceva insulă de undeva din Oceania, habar n-am, probabil nu vei găsi, dar dacă vrei să promovezi pe primele 240 de țări din lume, cu siguranță vei găsi o ofertă. Alt avantaj mare, ai suport 24 din 7, super friendly, adică dacă nu te descurci cu promovarea, îi poți întreba pe ei și îți vor da câteva sfaturi legate de trafic, legate de cum poți promova, legat de landing page, legat de ce vrei tu. Le dai un mesaj și managerul îți va răspunde și te va ajuta cu absolut ce vrei. Asta e foarte mișto, au un suport foarte bun. Pe lângă asta, ești acceptat ușor, dar nu atât de ușor ca pe MyLead și nici atât de greu ca pe AlphaLeads. E undeva între, adică va trebui să vorbești cu un manager, îți va pune câteva întrebări foarte simple, poți intra chiar dacă nu ai primit plăți de la alte rețele, sunt super friendly oamenii și sunt șanse extrem de mari să fii acceptat. Și altă chestie mișto e că au și diversitate în metodele de plată, adică poți retrage pe card dacă vrei, poți retrage prin PayPal și poți retrage și prin cripto. Asta e genial, ador rețelele de CPA care plătesc în cripto. Singurul dezavantaj pe care l-am găsit la rețeaua asta e că majoritatea ofertelor sunt CPS, adică cost per sale. Ca să faci un comision, trebuie să vinzi, dar nu e neapărat un dezavantaj pentru că 99% din oferte
sunt cod, adică cash on delivery. Asta înseamnă că oamenii pot comanda lucrurile pe care le promovezi și să plătească în momentul în care le vine acasă, adică pot plătirea în burs. Sunt multe persoane care încă se feresc de plata cu cardul și asta e un avantaj enorm pentru că oamenii pot plătirea în burs. Asta îți va crește rata de conversie foarte mult. Deci nu e neapărat un dezavantaj, dar depinde ce fel de oferte cauți. Dacă ești interesat mai mult de oferte cost per lead, să te plătească $2 pentru o înregistrare, probabil Dr. Cash nu este pentru tine. Dar dacă vrei să promovezi Nutra și vrei oferte cash on delivery, e rețeaua perfectă. Cred că e numărul 1 pe Nutra. Cam asta a fost topul, sper că v-a plăcut și sper că v-a ajutat. Dacă aveți întrebări legate de orice rețea de CPA, puteți să-mi lăsați un comentariu și o să vă răspund. Acum nu mai aveți nicio scuză, v-am recomandat încă 3 oferte fără interviu, deci puteți să începeți CPA. Nu mai puteți să băgați scuza aia că n-am fost acceptat pe Mars Bounty.